Slăvit să fie Domnul! Domnul să binecuvinteze corul bisericii și îmi cer scuze de la ei. I'm still a little rusty cu programul care este așa de diferit de la alte biserici, dar îi mulțumesc fraților care m-au ajutat. Vă invit să ne ridicăm pentru citirea cuvântului. Dacă vreți să urmăriți, Evanghelia după Matei, capitolul 18, de la versetul 21 la 35. Matthew chapter 18, starting with verse 21. Unde cuvântul Domnului spune așa. Atunci Petru s-a apropiat de el, de Domnul Iisus, și i-a zis, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis, eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori, câte 7. De aceea, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis, Doamne, mai îngădui-mă și îți voi plăti tot. Stăpânul robului acestuia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât, zicând, plătește-mi ce-mi ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea, mai îngăduie-mă și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de-au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și i-a zis, rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat, oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și le-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Până aici cuvântul Domnului. Vă invit să reocupați locurile. Înainte de a mă muta din Florida în California, m-a rugat Domnului și a spus, Doamne, ce mesaje vrei ca să transmit bisericii Emanuel? Și Domnul mi-a pus câteva mesaje pe inimă și acesta fiind primul din ele. Și mă rog ca Duhul Domnului să ne vorbească la fiecare din noi din acest pasaj, prin mesajul acesta. Se spune că un boxer foarte faimos din Irlanda a fost copleșit de cuvântul Domnului și s-a întors la Domnul și și-a dat viața Domnului. Și el a fost de meserie boxer de performanță. Și un neștiutor de pe stradă într-o zi s-a dus și l-a lovit peste față. Instinctul lui a fost instant să lovească înapoi, dar și-a adus aminte că trebuie să întoarcă și partea cealaltă. Când a întors partea cealaltă, omul acela a prins curaj și a mai dat una și la partea cealaltă. Apoi a spus, până aici m-a învățat Scriptura ce să fac. Și-a dat haina jos și a dat celui ceea ce trebuia, ceea ce credea el că merită. În alte cuvinte, îngăduința, iertarea lui a avut o limită. Și de multe ori avem iertare, avem îngăduință. Problema este că iertarea noastră și îngăduința noastră are o limită. Mi-aduc aminte de fratele Șandru Trandafir, care mulți din dumneavoastră aici îl cunoașteți, a fost păstor în București, a fost la institut multă vreme. Când venea în America, în Portland, a stat de multe ori la părinții mei acasă.
Și ultima dată când a fost la părinții mei acasă, deja nu arăta bine, era bolnav și în momentele acelea parcă a lăsat garda jos, dacă pot să spun așa, și îi spunea tatălui meu, frate Dragoș, știu că plecarea mea o să vină în curând, știu că nu mai am mult. Și sunt chinuit de niște gânduri. Spunea el, știu că o să stau în fața tronului alb de judecată a lui Dumnezeu. Și sunt gânduri și sunt lucruri pentru care mă rog în fiecare zi ca Domnul să mă ierte. Spunea că am fost păstor la biserica din București, la una din ele, și de-a lungul anilor unii frați din biserică au păcătuit. Și spunea el, când frații au păcătuit, am făcut proces verbal, i-am dat afară din biserică și nu le-am dat nici o șansă de întoarcere. Și mulți din ei sunt și astăzi în lume. Problema a fost că problemele acestea au venit chiar în casa dânsului. Și aș vrea să ne punem toți o întrebare în această dimineață. Mai putem să oferim o punte de dragoste, de iertare celor care ne-au greșit? Aș vrea în această dimineață să vorbim despre importanța iertării. Despre importanța iertării în viața unui credincios autentic. Și să ne ajute Domnul pe toți să întindem această punte de iertare și de dragoste la toți cei care ne-au greșit. Petru vine la Domnul și îi pune o întrebare și îl întreabă, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? O întrebare, am spune noi, foarte fair, nu? Dar înainte de aceasta aș vrea să ne punem o întrebare. Noi suntem pregătiți ca frații noștri, sfinți ai Domnului, răscumpărați prin sângele Domnului Iisus Hristos, să ne păcătuiască nouă? Parcă nu suntem pregătiți, suntem poate obișnuiți ca vecinul care nu-i credincios, oamenii de la lucru. Dar frați de-ai noștri din biserică să păcătuiască împotriva noastră, să ne greșească. Oare suntem chiar pregătiți pentru treaba aceasta? Eu cred că de multe ori nu suntem pregătiți. Nu suntem pregătiți la oamenii la care le-am făcut bine, pe care i-am iubit, pe care iubim. Suntem șocați când oamenii aceștia păcătuiesc împotriva noastră. Și adevărul este că sfinții Domnului au deficiențe. Au deficiențe de caracter de multe ori. Sunt sfinți pentru că îi aparțin Domnului, pentru că și-au dat viața în mâna Domnului, dar procesul sfințire este în derulare, este acum în viața lor. Și de multe ori au deficiențe de caracter, au întăriturea vrăjmașului în viața lor. Și Petru pune această întrebare, a fair question, am spune noi, de câte ori să iert? Și Petru se gândește să-i ofere Domnului un răspuns generos, să iert de 7 ori. În teologie să știe că numărul 7 este un număr complet. Și parcă Petru vrea să spună, mi se pare că e un număr generos să iert pe aproapele meu, pe fratele meu de 7 ori. Și le întreabă pe Domnul, parcă ar fi vrut să primească o afirmare. Și Domnul se spune, așa ai, Petru, 7 ori, e destul, e mult, e generos lucru acesta. Aș vrea să ne întrebăm în această dimineață de câte ori am iertat pe fratele sau pe sora care ne tot greșesc. Am auzit oameni care au spus, am iertat de atâtea ori, dar m-am săturat să-și bată joc de mine. Și trage o linie, a line in the sand, și spune, am iertat, dar până aici. Întreba un tată a unui fiu risipitor, de câte ori să-l mai iert pe fiul meu risipitor, că am tăiat băul îngrășat deja de 4 ori. A plecat, l-am primit înapoi, cu dragoste, iar din nou. Și întrebarea care ar trebui să ne opunem este aceasta, de câte ori vrem noi ca Dumnezeu să ne ierte pe noi? Pentru că de câte ori vrem ca Domnul să ne ierte pe noi, de atâtea ori trebuie să iertăm noi pe cei care ne greșesc. Câtă răbdare am vrea noi ca Dumnezeu să aibă cu noi?
cu slăbiciunile care le avem noi. Câtă răbdare? Ea spune, Doamne, nelimitată. Tot atâta răbdare trebuie să avem cu cei din jurul nostru. Adevărul, fraților, este acesta. Fiecare din noi greșim la cei din jurul nostru. Unii mai mult, alții mai puțin. E adevărat, dar toți greșim. Într-un fel, într-un altul. Tot așa de adevărat este că cam aceiași oameni fac bubele repetat. Nu? Cam aceiași oameni, cum spunem noi în limba română, ne calcă pe bătătură. De ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că avem în mijlocul nostru, de multe ori, le-am spune noi, bebeluș spiritual. Asta nu înseamnă să fii tânăr. Poți să fii foarte în vârstă și să fii doar un bebeluș spiritual. Și știți cum arată un bebeluș spiritual? Un bebeluș spiritual își imaginează că toată lumea, the world revolves around him, toată lumea sunt acolo ca să-l facă pe el să se simtă bine. Bebelușul spiritual, când se trezește și e fericit, toată lumea trebuie să fie fericit, că el e fericit. Când el plânge, toată lumea trebuie să vină să-l ajute pe el, că el are o problemă. Nu contează, pe un baby niciodată nu-l interesează de cât de obosiți sunt părinții. Că mama n-a dormit deloc noaptea trecută. Nu, nu-i convine ceva, pur și simplu plânge. Și trebuie să-l ia cineva în brațe și să-l legine. Adevărul este că bebelușii spirituali, da, ei se murdăresc singuri în pamper. Dar trebuie altcineva să vină să-i spele, să-i îmbrace din nou. Un bebeluș spiritual nu poți să-i spui adevărul în față întotdeauna, că they can't handle it. Singurul lucru care poți să tolereze e sticluța cu lapte. Doar adevărul începătoare. Domnul te iubește, Domnul este... Și totul este adevărat. Dar nu poți să-l confrunți. Mă, ceea ce faci nu este bine. Unii nu au tăria de caracter să poată să tolereze adevărurile acestea. Și apoi trebuie să le dai sticluța cu lapte. Vă întreb în această dimineață, cine este responsabil să aibă grijă de bebelușii spirituali? Cei care sunt mai maturi. Cei care sunt maturi spiritual. Spunea mama mea despre unul din frații mei, pentru care s-a rugat peste 30 de ani, și spunea, pe copilul ăsta pot să-i fac baie în lacrimi cât m-a rugat pentru el. Și am întrebat-o pe mama, ai putea vreodată to give up on him? Zis, niciodată. Cât trăiesc am să mă rog pentru el? Cât trăiesc am să plâng pentru el și cât trăiesc? Pentru că e bebelușul spiritual care e în familia mea și în viața mea. Cuvântul lui Dumnezeu spune că dragostea acopere ce? O sumedenie de păcate. Am auzit versetul acesta interpretat greșit. Și anume, dacă eu iert, Domnul mi-acopere mie o sumedenie de păcate. Nu e adevărat. Doar sângele Domnului Iisus Hristos spală păcatele noastre. Credința în jertfa Lui de la cruce spală păcatele. Dar dragostea noastră pentru cei din jur acopere o sumedenie de păcate. Cum o mamă își iubește bebelușul și dragostea, copilul acesta crește 16, 18, 20 de ani, 40 de ani și îl iubește mereu și dragostea aceasta de mamă acopere păcatele și greșelile. Aceasta este dragostea lui Dumnezeu care a fost turnată în inimile noastre. Ca noi să o avem pentru cei din jurul nostru. Și răspunsul Domnului la întrebarea lui Petru, de câte ori să iert? Domnul a spus, nu de 7 ori, de 70 de ori câte 7, de 490 de ori. Dar Domnul n-a spus, de fapt, să iertăm de 490 de ori, că dacă ai început să numeri, nu ai luat spiritul la ceea ce a spus Domnul. În alte cuvinte, dacă ai început să numeri, n-ai înțeles. Domnul ne-a chemat la o dragoste care nu numără. La o iertare care noi nu-i punem niciodată o limită. Iertăm cât timp ne greșește cineva. Spunea un om lui Dumnezeu, William Ward, noi semănăm mai mult cu bestiile când omorâm
Semănăm cu oamenii când judecăm, dar semănăm mai mult cu Dumnezeu atunci când iertăm. Atunci când iertăm pe cei din jurul nostru. Știți că sunt adevăruri spirituale de care nu suntem întotdeauna conștienți. Și unul din acestea este că Dumnezeu ține o socoteală cu fiecare din noi, în fiecare zi. Și Domnul Iisus spunea, de aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. La întrebarea lui Petru, la capitolul acesta de iertare, Domnul dă un răspuns și spune, de aceea, despre ce este vorba? Despre contul acesta al iertării dintre frați. Și Domnul vrea să le spună ca ucenicii să înțeleagă foarte bine cum tratează Dumnezeu problema aceasta a iertării dintre frați. Și de obicei Domnul dă o pildă, o parabolă, ca să ilustreze un adevăr spiritual în termeni comuni, ca să nu fie nimeni din cei care îl aud, care să nu înțeleagă adevărul spiritual. Știți că dacă ne-ar spune Dumnezeu direct cum stau lucrurile, ne-am bloca. Și ia lucruri comune, lucruri obișnuite, o imagine care să ne ilustreze adevărul spiritual, să ne înțelegem noi cum stau lucrurile de fapt, din punct de vedere spiritual înaintea lui Dumnezeu. Să înțelegem în termeni pământești morala, adevărul, consecințele. Și să știți că la ceea ce a spus Domnul Iisus, la ceea ce spune cuvântul, nu este nimic exagerat, nu este nimic de adăugat și n-ai voie nici să scazi ceva. Nu exagerează cu nimic, este o lege spirituală. Și Domnul spune pilda aceasta, cu robul acesta nemilostiv, ce s-a întâmplat cu el. Și spune, tot așa va face și Tatăl meu ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Aș vrea să vă întreb în această dimineață, când v-ați uitat ultima dată la contul din bancă? La bilurile care vin în fiecare lună? Când a fost ultima dată când ne-am uitat la contul acesta al iertării de frați? Pentru că Dumnezeu se uită la contul acesta în fiecare zi. De ce se uită Domnul la contul acesta în fiecare zi? Pentru că problema aceasta a iertării este o problemă foarte, foarte serioasă. Domnul vrea să ne spună prin aceasta, dacă noi nu veghem la lucrul acesta, ne expunem la niște lucruri spirituale, la chinuri, la tortură psihică, emoțională, de care noi nu ne dăm seama. Noi dăm, prin neiertare, loc vrăjmașului în viața noastră. Știți, dacă cineva de aici care are o casă și vine un om de pe stradă, care știți că e drug dealer și vrea să închirieze casa de la, o cameră de la dumneavoastră, semnați un contract și el îți dă ceva și intră acolo în casa ta. Când intră acolo în casa ta, omul acela face ce vrea. După aia nu poți să te miri de crimele care se întâmplă acolo, de drogurile care se vând din camera aceea. Atunci când noi nu iertăm pe aproapele nostru, este cum am dat drept legal vrăjmașului să vină într-o parte a vieții noastre să facă ce vrea vrăjmașul acolo. Are drept legal să fie acolo. Cum? Prin neiertarea noastră. Neiertarea noastră îi dă drept loc vrăjmașului să intre în viața noastră. Și vine să ne chinuie. Un frate a mers la păstorul bisericii și a spus, te rog, vino să stai de vorbă cu copiii mei, că nu mai vor să vină la biserică. Și păstorul s-a dus să stea de vorbă cu copiii și ce a aflat de fapt, cum să merg acolo la biserică? Vă cunosc, te cunosc pe tine, cunosc pe ceilalți, acolo să mă duc să vă aud pe voi. Și fratele a întrebat, dar de unde știi tu lucrurile acestea? Păi de acasă, de la mama și de la tata. Era neiertare. Se scotea în evidență slăbiciunile celor din casa Domnului. Copiii erau infectați de vorbele părinților. Și a dus la distrugerea spirituală a familiei, dacă vreți. Sentința lui Dumnezeu pentru cei care nu iartă
este tortură. Spune, atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și a zis, rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor, până va plăti tot. Și observați că începe cuvântul cu rob viclean. De ce l-a numit Domnul pe omul acesta rob viclean? L-a numit rob viclean pentru că el avea două standarde de măsură. Una pentru el și alta pentru cel din jurul lui. El avea pretenția ca Dumnezeu pe el să-l ierte de absolut tot, dar un alt standard pentru cel care era lângă el. El era dator cu 14 miliarde, 14 billion, în valoarea de astăzi. Celălalt era dator, cum am spune noi, cu 100 de dolari. Și Domnul îi pune întrebarea aceasta, oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău? Cum? Cum am avut eu milă de tine? Cum? Adică cu același standard. Ascultați ce spune cuvântul Domnului, Proverbe 20 cu versetul 10. Două feluri de greutăți și două feluri de măsuri sunt o scârbă înaintea Domnului. Dacă eu vreau un standard pentru mine, dar apoi un alt standard pentru cel de lângă mine, lucrul acesta este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor. Știți ce s-a întâmplat? Prin neiertare, de fapt, există o lege spirituală. Când nu iert, prin legea aceasta spirituală, vrăjmașul are dreptul să vină în viața mea și să mă chinuie. Și, Doamne, cât de mulți oameni sunt astăzi chinuiți? Întrebați pe frații slujitori din biserică, care stau de vorbă cu mai mult. Și cuvântul spune așa, tot așa în versetul 35, va face și Tatăl meu ceresc dacă fiecare din voi, nu există excepție, nu iartă cum, din toată inima, nu parțial, pe fratele său. În alte cuvinte, chinul continuă până ierți totul. Și sunt oameni care spun, înțeleg că trebuie să iert, dar tu nu înțelegi cât de mult m-a rănit. Aș vrea să spun, ești pe mâna chinuitorilor. O soră a venit să mărturisească la păstor și zicea, nu pot să-l iert pe fostul meu soț. Mi-a ruinat 20 de ani din viață. M-a lăsat și a fugit cu o altă femeie. La care păstorul a întrebat, și câți ani din viață vrei să-ți mai fure? Pentru că era mereu tormentată și chinuită de ceea ce i s-a întâmplat, de tragedia din trecut. Și ceea ce avea e nevoie de iertare, să poată ca viața ei să fie refăcută, ca Dumnezeu să poată să lucreze în viața lui. Ei. Știți, când ești dator la bancă, când ai mortgage la bancă, îți vine un statement în fiecare lună. Și avem fiecare din noi câte un statement de acesta la cei care ne-au greșit. Și ținem evidența de câte ori ne-a greșit, cum ne-a greșit. Și Domnul vrea ca fiecare din noi să vinem cu statementul acesta înaintea Domnului și să spunem, omul acesta, persoana aceasta, sora cutare, nu mai îndatorează nimic. Cum a iertat Domnul pe mine, așa iert și eu. Și poate ne întrebăm, dar ce se întâmplă dacă nu iert? Dacă eu nu iert, ce se întâmplă? Fraților, adevărul este că atunci când nu iert, eu rămân neiertat de Dumnezeu. Noi ne rugăm în rugăciunea Tatăl nostru, Doamne, iartă-ne nouă greșelile noastre, precum, în aceeași măsură, în același fel, cum? Cum iert eu pe aproapele meu. Și dacă nu facem lucrul acesta, indiferent de cât de religioși suntem, indiferent de ce sacrificii îmi facem pentru Domnul, pentru împărăția Domnului, adevărul spiritual rămâne, eu rămân neiertat. În al doilea lucru, eu rămân chinuit. Nu numai atât. Chinul acesta se extinde la cei din familie, la soție, la copii, la întreaga familie, la familia bisericii, dacă vreți, atunci când nu iertăm. Să știți că atâta timp cât noi nu iertăm, nu putem să înaintăm în chemarea care o are Domnul pentru noi.
nici unul din noi. Toate darurile care le-a dat Domnul, de a predica, de a profeți, de a cânta, facerea de bine, it doesn't matter what. Toate lucrurile acestea le face Domnul prin noi, prin Duhul Sfânt. Noi suntem doar un canal, un instrument prin care lucrează Dumnezeu. Și toate funcționează printr-un singur canal. Ungerea Domnului, Duhul Domnului, călăuzirea Domnului, darurile Domnului, toate funcționează prin acest canal al dragostei. Dacă nu ai dragoste, poți să-ți dai trupul să-ți fie ars, un lucru nobil, dar nu-ți folosește la absolut nimic. Poți să spui că Domnul ți-a dat darul să profețești. Ascultă-mă, dacă tu ai neiertare în inima ta, tot ceea ce faci este întinat. N-ai voie să dai drumul la lucrare atâta timp cât ai neiertare în inimă, pentru că este întinat ceea ce faci. Dacă spui că ai vedenii și Domnul îți dă vedenii, dar tu ai neiertare în inima ta, vedeniile tale o să fie întinate. Ceea ce este proiectat de obicei pe conștiința ta, de Duhul Sfânt, care sunt vedenii de la Domnul, sunt bune. Dar dacă tu ai neiertare în inima ta, îi dai loc vrăjmașului să proiecteze și el ceva acolo și slujba ta este întinată. Am întâlnit un slujitor a Domnului care am auzit mai multe profeții care s-au împlinit cu da și amin și într-un anumit dat n-a dat drumul la lucrare. Și am întrebat, dar de ce n-ați dat drumul la lucrare? Și a spus, mă tem. Mă tem pentru că ceva nu e ok cu mine. Și momentele acestea, Doamne ferește, nu vreau să zic ceva de la mine. Doamne ferește, nu vreau ca să folosească diavolul de slăbiciunea prin care trec. Fraților, Domnul ne-a chemat și are un mandat pentru fiecare din noi. Nu este o persoană aici astăzi sau care urmărește la internet pentru care Domnul nu are o chemare. Chemarea aceea nu se poate face decât prin ungerea Duhului Lui cel Sfânt. Chemarea nu se poate face decât prin călăuzirea acestui Duh. Fără ca canalul dragostei să fie deschis, nu putem să facem nimic. Duhul Sfânt se oprește, ungerea dispare. Vreau să vă întreb în această zi, puteți să vă rugați dacă soțul sau soția este supărat pe dumneavoastră? Dacă cineva poate, este un ipocrit. Nu poți. Ascultați ce spune cuvântul Dumnezeu la Evrei 12:15. Luați seama bine, în alte cuvinte, this is very important, ca nimeni, no exceptions, ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu este ceea ce noi nu merităm și nu putem să câștigăm. Harul lui Dumnezeu este ceea prin care fiecare din noi funcționăm în slujire, în viața de zi cu zi. Pentru ca nu cumva vreunul din noi să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune. Noi ne-am gândit că sunt amărât. Ce poate să fie așa de rău cu lucrul acesta? Ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Domnul, în alte cuvinte, prin cuvântul lui ne trage atenția. Ce ai în inima ta? Pentru că dacă ai neiertare, dacă ai lăsat un lăstar de amărăciune, te tulbură, te chinuie și te întinează nu numai pe tine, dar pe cei din jurul tău. Unul dintre cele mai mari teste din viața noastră o să fie acest test al iertării. Dacă vrei să continui pe calea Domnului, dacă vrei ca Domnul să împlinească planul care îl are cu tine, va trebui să treci acest test al iertării din viața ta. Să ierți din toată inima pe cei din jurul tău. Pentru că neiertarea e o temniță. Te ține legat. Și e imposibil să înaintezi. Și nu poți să ieși de acolo până nu plătești tot. Știți, câteodată persoana care este cel mai greu să ierți este să te ierți pe tine însuți. Sunt oameni care au făcut o greșeală sau mai multe în viață. Un păcat. Și de ani de zile nu te poți ierta pe tine pentru greșeala aceea, pentru păcatul acela.
Dacă tu ai iertat pe toți cei din jurul tău, aș vrea să-ți dau o veste bună în această dimineață, că Dumnezeu te iartă și pe tine. Cuvântul lui spune, dacă noi ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice fără de lege. Am auzit testimoniul la un om care a ajuns să fie atât de chinuit de unul din păcatele din viața lui. S-a rugat peste 10 ani de zile ca Dumnezeu să-l ierte. Și într-o bună zi a luat pistolul, a urmat și îl pune la cap să-și sfârșească zilele pentru că simțea neiertat. Și în momentul acela i-a vorbit Domnul. Și a spus, eu te-am iertat de prima dată când tu te-ai rugat. Acum trebuie să te ierți și tu pe tine. Dacă este cineva aici în această dimineață, aș vrea să spun că astăzi este ziua să te ierți și tu pe tine, ca să poți să înaintezi la chemarea care are Domnul pentru tine. Acum poate noi ne uităm în jur și spunem, nu știu, nu sunt eu unul din oamenii aceștia chinuiți. Aș vrea să ne uităm la câteva simptome la un om chinuit, la un om care i-a dat pe mâna chinuitorilor. Un om chinuit are conversații imaginare. Un om chinuit, știți cum, când ești acasă, când ești în timpul tău, ai o conversație imaginară cu cel care te-a rănit, care te-a lovit, care ți-a păcătuit. Și în conversațiile acelea, persoana aceea zice ceva și tu îi dai un răspuns așa ca să-l merite. Și persoana aceea spune și ea ceva și tu din nou spui. Și te trezești că trece jumătate de oră, o oră, și ești total afectat, tot trupul, toată ființa ta. Aș vrea să spun că momentele acelea stai de vorbă cu duhurile întunericului. Ești pe mâna chinuitorilor. O persoană care este chinuită are o reacție viscerală atunci când vezi pe cel care ți-a păcătuit. Ceva te afectează înăuntru când îl vezi până măruntai. Nu poți să te uiți în ochii celuia care ți-a păcătuit și ți-a greșit. Cum știu eu aceste lucruri? Am trecut pe acolo. Și adevărul este că toți am trecut pe acolo. Toți am avut momente din acestea. Fiecare din noi suntem rob în această pildă. Pilda aceasta se aplică la absolut fiecare din noi. Și cuvântul Domnului spune că noi decidem măsura cu care ne iartă Dumnezeu. Noi, acum, în această dimineață, noi decidem. Ori suntem un rob bun, ori suntem un rob viclean. No middle ground. Avem libertatea să echivalăm scorul. Mi-a greșit mie, pase și eu înapoi, îi fac și eu la fel. Și facem scorul 1-1. Câștigăm bătălia cu aproapele nostru și pierdem războiul cu Dumnezeu. Știu că sunt aici inimi rănite, dar aș vrea să spun că vindecarea ta vine în momentul în care tu decizi să ierți. N-ai vrea să fii vindecat. N-ai vrea să ai pace. N-ai vrea din nou ca viața ta să fie plină de dragoste și în momentele tale, când ești singur cu Dumnezeu, să-i cânți din nou cântări de laudă lui Dumnezeu. N-ai vrea ca inima să fie plină de bucurie, fără ca ceva să se schimbe în exterior, doar înăuntru tău. Oare ce vreți să facem cu Biserica Emanuel? Familiile noastre și familia Bisericii Emanuel. Știți că diavolul știe că o familie unită este o familie biruitoare? Diavolul știe că o biserică unită este o biserică care nu doar că dăinuiește, cucerește și avansează împărăția întunericului. O biserică unită este locul unde Duhul Sfânt se pogoară, cum erau ucenicii, în unitate. Să știți că lupta noastră nu este cu carnea și cu sângele. Diavolul ne atacă, da, într-adevăr, prin frați. Spune așa, Efeseni, capitolul 6 cu 11. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui. Noi nu le luptăm cu fratele și cu sora, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești.
De aceea luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi. Cui? Vrăjmașului. Iubirea, iertarea, este o decizie, nu este un sentiment. Ca noi să iertăm pe cei din jurul nostru, să știți că lucrul acesta nu o să putem face în puterea noastră, prin sentimente. Dacă așteptăm ca noi să putem să iertăm, niciodată nu o să putem. Este peste puterile noastre. Avem nevoie de ajutorul Domnului. Spune Apostolul în Romani 8:12. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Știți care este îndemnul firii? Să nu ierți. Îndemnul firii este să te răzbuni. Îndemnul firii este să ții lucrul acesta. Spune, dar dacă trăiți după îndemnurile ei, a firii pământești, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. În alte cuvinte, iertarea aceasta este posibilă doar prin puterea Duhului Sfânt. Noi venim la Domnul și spunem, Doamne, eu nu pot. Nu am abilitatea aceasta. Dar cred că Tu poți să faci lucrul acesta prin mine. Corrie ten Boom, care a scris The Hiding Place, a fost o familie din Olanda care a ascuns evrei pe vremea naziștilor și au fost părâți până la urmă și prinși. Tatăl ei, sora ei, cu ea împreună, au fost duse într-un lagăr nazist. Tatăl ei a murit destul de repede în condițiile din lagăr. Sora ei a fost chinuită, torturată acolo în lagăr până a murit. Doar Corrie a scăpat de acolo și a spus și a vestit despre dragostea de iertare a lui Dumnezeu în toată lumea. Și când era dusă la un eveniment să vorbească despre Domnul, a venit un bărbat la ea și a întrebat-o, mă cunoști? Ea s-a uitat la el și a zis, nu. Și a zis, am venit să-mi cer iertare. Eu am fost acel care a chinuit pe sora ta în lagăr. Eu am fost ofițer nazist. Dar Domnul a venit la mine, mi-a transformat inima și sunt un copil al lui Dumnezeu. Pot să mă ierți? Și spunea că în momentul acela și-a readus aminte de toate scenele acelea de groază, cum era chinuită sora ei. Și spunea, ură a simțit dinăuntru ei. Și în momentul acela Domnul i-a dat un cuvânt și a spus așa, dragostea lui Dumnezeu a fost past tense, turnată în inimile noastre. Și imediat a spus, eu nu pot. Dar dacă dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inima mea, prin dragostea lui Dumnezeu, iert. Și a zis, a făcut o decizie, fără să simtă. Da, frate, te iert din toată inima. Și în momentul acela a simțit dragostea lui Dumnezeu care a fost revărsată peste ea. Fraților, să iertăm nu este ceva omenesc, este ceva dumnezeiesc. Este peste puterile noastre. Dar dacă venim la Domnul și pășim prin credință că dragostea Lui a fost turnată în inimile noastre, Domnul poate să ne ajute să facem pasul acesta. Iubirea, iertarea, este o decizie, nu doar un sentiment. De aceea este și o poruncă să iertăm. Și poate te întreb, dar cum să mă manifest? Cum să manifest iertarea la cel din jur? În primul rând, după ce îl ierți înaintea Domnului, caută să-i faci bine. La fiecare oportunitate care ai, caută să vorbești persoana aceea de bine. Găsește o calitate, o singură calitate și laudă-l pentru calitatea aceea. Spune la alții despre calitatea aceea. Caută de fiecare dată să dai mâna cu acea persoană. Roagă-te din toată inima pentru acea persoană, pentru binecuvântarea Domnului, peste el, peste ea, peste familia lor. Primește orice pas de reconciliere. Poate cineva nu are tăria să-ți spună îmi pare rău, dar poate are tăria să-ți întindă o mână. Primește mâna aceea cu dragoste. Și adevărul este că poate și tu ai greșit cumva persoanei aceea. Cred că Domnul vrea să ne întrebe pe fiecare din noi ce fel de rob sunt eu astăzi. Bun și credincios, sau roviclean. Adevărul este că toți putem să fim rob bun și credincios astăzi, dacă iertăm din toată inima. Aș vrea ca în această dimineață să facem o grațiere la toți cei care ne-au greșit. Pentru că Dumnezeu va face cu noi exact cum facem noi cu cei care ne-au greșit. Ați vrea ca Domnul să vă ierte toate păcatele dumneavoastră?
și eu, să iertăm și noi toate păcatele. Ar vrea cineva ca în această dimineață să aibă din nou hainmana neprihănirii lui Hristos, unde nu este nicio pată, să ne ajute Domnul pe toți. Eu cred că Domnul ne cheamă pe fiecare din noi să ne grăbim, să iertăm toți, pe toți, din toată inima, ca Domnul să poată să lucreze în viața noastră, în familia noastră și în biserica noastră. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să mergem în inima noastră înaintea Domnului în rugăciune pentru iertare. Să cerem Domnului putere și abilitate, să cerem ca Duhului cel Sfânt să pătrundă în inimile noastre, să ne dea puterea să iertăm pe toți, ca numele Lui să fie proslăvit, așa cum stăm să ne rugăm.